Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou Joacă pe Roblox, unde astăzi facem trick shot. Ce este acela un trick shot, mă veți întreba de sigur. Păi, intrăm aici și este unul cu o sticlă, așa scrie. Venim aici lângă iubitele noastre și ținem apăsat și trick shot, ați văzut? Deci trebuie să arunci cu sticla și să cadă cum ar sta normal pe masă, cu fundul în jos, ok? Și avem super acuratețe, puncte bonus dacă nimerim pe banii ori doi, gen. Are sens ce zic? Mamă, dar e greu, mă, să țintești la fix. Și probabil se întâmplă ceva, habar n-am. Stai să ne uităm ca să înțeleg și eu. Avem niște iteme noi. Nu știu ce se... sticlă, minge de fotbal, probabil sunt mai multe trickshot-uri. Ok, și noi luăm bani. Din rebirth, nu știu ce. Bun. Avem mai multe, la 1000 de dolari trecem la zona următoare. La 100 de dolari deblocăm noi nu știu ce. Avem câteva, double shot. Arunci cu două mâini, bă, nu e rău ăsta. Nu este rău deloc. Hai să încercăm, ia. Double. Păi da, n-a aruncat cu double. Try to get closer. Super acuratețe. Ok, avem 100. Bă, nu știu dacă mi-a furat banii degeaba sau nu. You already own this game pass. Trebuie să apăși ceva pentru... Nu înțeleg, pur și simplu. Așa, hai să deschidem oul acesta și ne aduc chestii în plus care probabil ne boostează banii. Pizza. Mănâncă cineva pizza pe episod acum? E frisbee, e pentru alt trick shot ăla. Deci, mai avem ăsta cu fotbal. Dai cu mâna? Dau gol cu... Mă, dau cu piciorul sau... Nu-mi dau seama. Nu știu ce trick shot e ăsta, dar... Ok. Bun, hai la următorul. Frisbee. Uite mă, ăsta e double. Vedeți? Cred că-mi trebuie mie două iteme. Că eu am și frisbee normal și pizza. Cred că aici o să farmăm noi banii. Uite, n-au intrat amândouă. Bă, nu e rău jocul, ce părere aveți? Mi se pare interesant, sunt curios ce trickshot-uri mai sunt. Asta e cu inel de la. Wow! Bă, ești nebun. Ok. Nu știu dacă vreau ori doi acuratețe. Ok, nu știu dacă se stachează sau nu. N-am idee că ar trebui să avem ori patru. Dură. E la sticlă. Doar că nu s-ar... N-ar cădea. Drink cup-ul ăla. Bun, și acum varianta noastră clasică, trebuie să cumpărăm și niște noroc. Unde era? Dar putem să luăm boost aici, lucky boost, 10 minute, ori 3. Hai că luăm data viitoare. Hai să vedem sticlele astea două. Mă, dar la sticlă... De ce nu mă lasă câte două la sticlă? Gata, mă, acum. Oh my god! Boost a dat trick shot, adică două deodată. Wow, și nu se varsă paharul. Boing. Am luat și ori doi. Super acuratețe din spate. Adică n-are sens. Frisbee frumos. Deja putem să trecem la următoarea zonă, zic eu. Am luat și banii ori doi. Uite, ne-a dat câte 10. Și hai să încheiem aici. Best, nu știu ce. Ce-mi dă? Aici. What? Se stachează, bă, adică se adună unele peste altele, wow. E huge asta. Stai. Wow. 1.3k, let's go. Este huge, ce e asta? Invite. Ok. Bun, deci, următoarea zonă. Holy, cred că asta același trick shot sau? Nu sunt altele. Wow. Ba, nu mă, e tot cu sticlă. Ce, mă? Vai, mă, de eu nu înțeleg, sticla asta ce are? Ai, crește acuratețea, mă. What? Stai să vedem aici. Arunci cu mingea la coșul de haine, ce e ăla? Super acuratețe. Nu, asta nu ne trebuie, că nu avem două mingi.
Damn. Bă, ăsta e un joc chiar mișto. Eu sunt impresionat, sincer. Sunt impresionat. E un joc chiar tare. Adică ideea în sine mi se pare mișto. Altel și pal nostru. Mi se pare mișto ideea în sine. Bravo, tată. Cine s-a gândit la așa ceva e tare. Părerea mea. Nu m-aș fi gândit. N-am mai văzut jocuri de genul cu trickshot-uri. Dar chiar e o idee tare. Pentru că e jocul satisfăcător în sine. Ai multe hărți. Poți să adaugi fel și fel de idei. Și până la urmă e un joc. Nu trebuie să fie neapărat realist. Adică dai și la 15 km. Doar să fie distractiv. Chiar tare. Thumbs up pentru cine a făcut jocul ăsta. Mamă, dacă luam alea. Avem o prăjitură cu ciocolată. Ar trebui să cumpărăm și alea, să deschidem câte 3 deodată, dar e un pic prea mult. Bidon cu apă de 15 litri, cât e mă ăsta? Poți să-l arunci doar gol, că plin e prea greu. Legendar e cel mai rar. Vedeți că deja se vede că am luat aia cu noroc. Da, basketball chiar ne trebuia, că nu aveam minge. Și acum o să-i cocoșăm targetul. Perfect. Nu știu ce e, dar e frisbee. Perfect, deci ne ducem aici, îmi place că a adăugat butonul de best. Adică, bă, jocul ăsta e ce trebuie. Și fii atent, joacă. Oh my god. Și se nimere și aia de bani ori doi. Bine, sticla noastră e foarte mare, vedeți? Deci are șanse să nimerească ori doiul. Ok. Inelul. Trickshot-urile oricum, în general, sunt extrem de grele. Două deodată, wow. Frumos, deja pot să trec la următoarea zonă, adică, ok. Tare. Frumos. Din colț de aici. E, ce trebuie, ești nebun. Hai să vedem și la minjuțele astea. 100%. Să cumpăr următoare zonă, 2 puncte. Vedeți că mingea de fotbal nu face față. Are acuratițe prea mică. Tare, 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 tare. Văd că poți să-ți dai rebirth. Planta asta nu știu. 80 de milioane. Să-mi dau rebirth. Trece în strada, ne uităm în stânga și în dreapta. Wow, am ajuns la locul vostru favorit, băieți. La școală. Mă, dar mie nu-mi place la școală. Ce naiba? Deci eu arunc cu minge. Ia, cade pe tobogan și apoi... What? Trebuie să nimerim pe tobogan cum ar veni. Dar nu nimerim deloc. Mă, ce se întâmplă? Ce acuratețe asta, că eram fix lângă. Adică normal că am acuratețe mare. Da, nu ne iese trickshot-ul ăsta. Wow, ce greu e ăla cu frisbee. Fix prin mijloc trebuie să dai. E o tablă, v-ați prins? Pe care scrii la școală. Wow. Iar că-ți dă bani ori doi dacă intri pe acolo. Nu nimerim, pur și simplu. Frumos. Super acuratețe. Hai să ni se duce timpul la noroc. Hai să deschidem câteva. Să vedem ce ne pică. Fade jug. E același tub de la mare de apă. Volei, volei. Hexa, wow, legendar. Momentul ăsta în comentarii. Pentru haterii care ziceau că nu luăm legendare. Nu știu ce e ăla. Mai avem bani? Mai avem, tata. Cristalul. Cred că le avem pe toate aproape. Ok. Bun. Hai să vedem. Avem battle. Oh! Mamă, pe scaun! Joc-o pe asta. Holy! Nici nu încăpeau efectiv. Mă, păi nu încap două bidoane deodată. Jocul nu prea e făcut pentru două cum ar veni, dar... Hai că se arăt verișorul cum se face. Damn! Mamă, o nimerim pe aia ori doi? S-a dus. M-am mișcat. Joc-o pe asta. Baby, baby.
Trickshot-uri, 24 de ore numai cu trickshot-uri. Ei, mamă, două deodată, ok. Mă, aia încă nu m-a convins, dar asta e mișto. Boom. Uite unde îmi dăm ea curatețe, gen la un milimetru. N-am dat cu putere. Deja facem 26.000, adică, ok. A, ba, nu avem mingiuțe noi, dar tot nu nimerim. Dacă dau prea tare, se lovește de acoperiș. Cam de aici. Vezi, se oprește mingea, nu știu ce mai încolo. Că aș da mai încet, ca să nu mai lovească tavanul, dar nu mai se mișcă mingea după aia. Are sens ce zic? Fuse machine. Asta cred că... Da, unești cu alea din trecut, cred? Nu sunt sigur. A, nu, am unit două bune, cred. Ok, avem două de-astea așa. Nu mai avem gemuri oricum. Da, mai avem ăla cu frisbee, dar am folosit frisbee-ul ca prostovanul din greșeală. Și cred că avem doar unul. Aaa, nu mai am frisbee! Ba da. Am. Nu, aia e cam două. Aaa, target ăla era. Mamă, deci ăsta e cel mai greu trickshot. De la distanță e foarte greu. Poate nu trebuie să dau la maxim? Da, nu știu ce să zic. Nu merge trickshot-ul ăsta de la distanță, e mult prea greu. Bine, în general știți că trickshot-urile trebuie să le faci de 500 de ori ca să... Să meargă, mă înțelegeți? Mă, ce mă asta? Ikea, what? De la magazinul de mobilă. Wow, ce idee are omul nostru. Aruncăm la și mineu. Nu e rău. Trickshot-uri faci din orice văd. Ne costă 9.000. Mai avem 3 minute, deci hai să vedem câteva așa la mișto. Lightning. Flopa. Ce mai e? Covor cu flopa. O știți pe flopa sau nu prea o știți? Ok, nu avem bani. Bucătăria. Frisbee. La WC-uri. A, trebuie să arunci în mijloc. Nu e rău. Nu e rău deloc. Frumos, cum intră trickshot-urile astea. Frisbee din nou. Trebuie să treacă pe sub ceas. Wow. Nu e rău. Aici ce? Petrecere. Ah, ok. Get closer. Na, close. Mai aproape. Cu spatele am dat-o. În viața mea n-am văzut așa ceva. Am descoperit cum se face asta de aici. Cu spatele, efectiv. What? Deci nu puteam de la apropiere, dar pot cu spatele? Am descoperit un bug. Fii atent, fac bani la infinit. Efectiv fac bani la infinit. O dai? Nu ai cum să o dai, pur și simplu. Deci putem să trecem la următoarea zonă, doamnelor și doamnelor. Hai să continuăm cu asta cu noroc. Caul dronul, bă. Cloud Splash. Verde. Ok. Suc. Frumos. Nici nu știu cine mai trebuie, sincer, că le avem pe toate. Cauldronul ăla nu-l avem. Da, mai bine trecem la următoarea zonă. Cauldronul e șansă mică de tot să ne-l dea. Bun, dăm la best aici. Nu cred că mai avem... Ba da, 68.000. Unde intrăm? Ordoia curatețe am deja.
Wow, la restaurant? Facem trickshot-uri la restaurant? Aruncăm gunoiul direct, așa. Cred eu că am acuratețe dacă sunt la un metru în față. Fii atent cu spatele. Măi, e ceva neregulă. De ce merge cu spatele, întrebarea? Flope. Ah, n-am apucat să țin apăsat. Ok. Sticla. Wow. Am pus pe scaun, cred că se pune. Mamă, zici că e din Demon Slayer asta. Cu valurile alea așa, nu știu dacă ați văzut anime-ul, e foarte tare. E un tip care are o sabie și are puterea să... Mă rog, când atacă cu sabia rămân niște valuri cu apă și arată super frumos. Cam aia era ideea. Minge. Aaa, să dăm pe deasupra. Să spargem geamul, gen. Să dăm pe unde e geamul spart. Hopa. Și hai una frumoasă cu spatele. Stai. Oh, cu spătău, ești nebun. Bă, câte trickshot-uri sunt aici. Trickshot la muzeu. Wow, cu dinozauri. În cap la dinozaur, stai un pic. Vreau să văd emojiul ăsta în comentarii. Ok. Și o să primiți o inimioară gratuită. Acum nu o să mai avem noroc. Mamă, atât de scump a fost. Ok, never mind. Da, nu mai avem aia cu noroc pentru pentru dropuri. Ce trickshot-uri. Hai că ăsta ne face bani ușor. Avem ăla cu inelul. Dacă noi dăm de aici cu spatele, suntem cei mai insane oameni. A ieșit din harta, efectiv. Fii atent cât mai continuă harta. Joacă-o. Oh, ambele au mers. Joacă-o. Vai, mamă. Wow, wow, wow. Șmecher, șmecher. Deja trecem la zona următoare, adică n-am ce să vă mai spun. Muzeu frumos, dubla 2. Gogoașa, wow. Ne-a picat gogoașa și nu avem norocor 2. Wow. Chiar e șansă micuță la gogoașa, cred. Sau nu e gogoașa cea mai rară? Astea roșii ce sunt, astea-i? Ba da, ba da, gogoașa e, că astea sunt rare. Până mâine deschidem efectiv. Cred că e ok și dacă ne pică de două ori, că noi dăm cu două mâini. Spațiu. Da, dacă mai facem un episod, merită să luăm aia să deschidem câte trei. Că durează prea mult, gândiți-vă. Așa deschideam de vreo trei. Deschideam de trei ori cum ar veni, dar câte trei fiecare și aia era. Știi ce zic? Doar că, bă, câți Robux și poți să bagi într-o hartă? Adică, o să fiu sincer cu voi. Deja e un pic prea mult. Că am luat cu noroc cu toate alea. Hopa. Unde arunca, bă, sticla aia? Știi, acum mă gândesc că era mișto să facă în harta asta cu muzeul chestii care chiar sunt rare pe Roblox, știi? Sau chestii legendare, chestii din trecut care sunt nostalgici sau care sunt vechi, că dai un muzeu. Că am văzut caracterul ăsta, știi? Acum caracterul ăsta o să rămână oarecum o legendă, pentru că a fost printre primele caractere, nu mă refer la haine, mă refer la formă, sau poate chiar și haine, a fost printre primele caractere din Roblox. Acum sunt mai rotunjite caracterele, vor să le mai modernizeze, știi? Dar o să rămână efectiv legendă. Uite ăsta cu găleata. Amândouă. Wow. Cu spatele. Ce-mi trebuie super acurateze că dau de aici eu. Wow, tare. Frisbee frumos. Da, nu știu dacă poți să faci asta la muzeu dacă strici ceva.
Dar aici nu mai contează. Nu mai e nimeni, voi vedeți? În zonele astea, toți la început. Frumos. Băieți, noi să ne primim și episodul. Ne-am mișcat destul, ne-am distrat, ne-am simțit bine. Chiar mi-a plăcut jocul, cred că v-a plăcut și vouă. Dacă vreți să vedeți continuarea, apăsați butonul de like și facem și episodul 2. Sunt sigur că mai există și alte zone și poate până la episodul 2 se mai fac și update-uri și se adaugă și mai multe, ok? Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne vedem data viitoare. Pa!